De ani de zile, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului se luptă cu o criză acută de personal. Mulți angajați au ales să plece din cauza salariilor mici, iar nevoile instituției au devenit din ce în ce mai mari. De curând, Conducerea Protecției Copilului a găsit o soluție pentru a mai reduce din nevoi și astfel a deschis drumul pentru cei care vor să facă voluntariat. În prezent, 17 persoane desfășoară zilnic activități în centrele de plasament, fără a pretinde niciun stimulent material. La nivelul DGASPC Buzău avem încheiate contracte de colaborare cu 17 voluntari. Dintre aceștia, 3 sunt elevi care desfășoară în cadrul centrelor în weekend sau în vacanțe activități recreative cu beneficiarii noștri. Cei mai mulți dintre voluntari au studii superioare și au venit în centrele de plasament din convingerea că ajutorul lor, cât de mic, ar fi de mare importanță pentru copiii cu nevoi. Dana Andrei și Mirela Cristoiu sunt absolvente de psihologie. În urmă cu câteva luni au început să lucreze cu minorii cu autism și cu sindrom Down. Această idee am avut-o de mai mult timp, pentru că am o experiență din afară, de voluntariat. Am stat 11 ani în Canada și sunt obișnuită să voluntariez. Acolo voluntariatul este la un nivel înalt și foarte cerut și dorit. Oamenii, într-adevăr, știu să se implice și dorim acest lucru și aici. Pentru că am studiat în domeniu, am terminat facultatea de psihologie, practic sunt psiholog în supervizare, am urmat și acest curs pentru autiști și sindrom Down, terapia ABA, m-am gândit să vin să mă îndrept spre voluntariat. Ce m-a atras? Faptul că poți să oferi din ceea ce știi unor copii care au nevoie să fie învățați. Cele două voluntare vin zilnic la centrele pentru copii cu autism și lucrează ore în șir cu micuții care suferă de aceste maladii. Nu este o muncă ușoară, nu au nici beneficii materiale, dar voluntarele spun că se hrănesc cu dragostea copiilor și cu satisfacția că aceștia vor putea evolua în societate. Dragostea pentru copii cu nevoi, am observat din cursurile la care am fost că acești copii cu autism au un potențial foarte mare dacă sunt ajutați și se face terapie cu ei. Este ceva nou la noi în România, în Buzău, în mod special, și sunt foarte fericită că s-a reușit să se creeze aceste centre și să putem să venim să le ajutăm pe colegele noastre în a-i trata pe acești copii. Dragostea pentru copii, că poți să oferi din ceea ce știi, poți să ajuți practic un suflet nevinovat, să-l integrezi în societate, să-l înveți anumite deprinderi de viață. Cel mai mult asta m-a îndreptat spre copii, dragostea. Pe Cătălin Crețu l-am întâlnit într-un alt centru de plasament din oraș. Vine zilnic aici împreună cu soția sa și încearcă să ajute cum știu ei mai bine. Cătălin repară mese, scaune, schimbă becuri, dar și duce copiii la masă sau în dormitoare atunci când trebuie să doarmă. Este de profesie inginer, dar în ultimul an nici el și nici soția lui nu au avut un loc de muncă, așa că s-au hotărât să îi ajute pe cei aflați în nevoie, chiar dacă în schimb nu primesc bani. N-a trebuit să stăm prea mult pe gânduri. Prin faptul că deocamdată nici eu, nici soția nu avem servici, am fost în șomaj, am terminat șomajul, ne-am gândit că e necesar să facem ceva constructiv. Bine, mai avem cunoștințe în domeniul, în sistem, așa, și știam că e nevoie de ajutor. Este hotărât să desfășoare muncă de voluntariat, cel puțin până își găsește o slujbă, dar chiar și atunci spune că își va mai găsi câteva ore libere pentru a ajuta copiii. A ales această formă de activitate din dorința de a-și fructifica timpul liber într-un mod plăcut și util. Dorința de a da un ajutor, acum cât e posibil. Poate dacă eram bogătan din oraș și aveam milioane, stăteam și număram milioanele acum. Așa, dacă nu prea am ce să număr, măcar dau o mână de ajutor. Cei care vor să depună muncă voluntară în centrele Direcției pentru Protecția Copilului nu trebuie decât să se adreseze instituției. Munca lor este recunoscută și printr-o adeverință care poate reprezenta un punct important pe CV-ul lor de angajare. Dacă există persoane care doresc să ne acorde sprijin, încheiem aceste contracte de voluntariat pentru ca persoanele respective să le apară în orice CV că au întreprins astfel de activități, trebuie să se adreseze instituției. Trebuie să depună o adeverință medicală de la medicul de familie cum că sunt apți, o copie de pe cartea de identitate și o copie de pe ultimul act de studiu. Conducerea Protecției Copilului speră să extindă această rețea de voluntariat în viitor și astfel criza de personal din centre să fie diminuată considerabil.